Consiliul Județean Vâlcea nu are președinte nici după a doua ședință extraordinară din această săptămână. Consilierii județeni ai PNL nu s-au înțeles în susținerea actualului vicepreședinte Bogdan Pistol pentru conducerea instituției, hotărând să nu participe la întâlnire. La ședință au venit 13 consilieri PSD, 3 independenți și 2 PNL. Chiar dacă cvorumul ședinței s-a întrunit și consilierii au votat ordinea de zi, alegerea noului șef interimar al Consiliului Județean nu s-a realizat. Și asta pentru că doar 15 din cei prezenți au votat pentru numirea lui Pistol, în timp ce alți doi au votat împotrivă. Am numărat și au ieșit exact cele 17 voturi privind cei 17 consilieri județeni care au votat. Rezultatul este următorul. 15 au votat pentru domnul Pistol ca să fie delegat în funcția de președinte și 2 au votat împotriva dumnealui, sens în care nu se poate valida o hotărâre pozitivă privind delegarea dumneavoastră în calitate de președinte. Ne pare rău. Trebuie să verificați, să vedeți că sunt două în care numele dumneavoastră a fost tăiat. În urma deciziei, Bogdan Pistol și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al instituției, iar Alina Lupu a renunțat la fotoliul de consilier al PNL. Aici vorbim despre o decizie pe care profesorul a luat-o. Am văzut de a încerca o soluție de deblocare a situației. Cum ăsta a fost singurul motiv pentru care am procedat așa. Vreau mai întâi să le mulțumesc colegilor mei din Partidul Național Liberal. O să dau foarte multe nume, dar câteva dintre ele sigur că o să le dau. Mircea Poenaru, Gică Păsat, Claudia Militaru, Victor Popescu, care au Alina Lupu, mai ales Alina Lupu, care îi mulțumesc pentru chiar curajul pe care a dat dovadă. Le mulțumesc și celorlalți care mult timp au încercat să găsească o soluție corectă, normală, pentru deblocarea situației. Se mulțumesc și lui Cristi Buican și lui Romica Bulacu, mai ales lui Cristi Buican pentru întreaga colaborare de peste 12 ani, dat amândoi aproape în același timp în Partidul Național Liberal și au fost momente frumoase. Și trebuie să le spun acestora, tuturor celorlalți, vă mulțumesc de astăzi, colegilor din Alful PSD și colegilor independenți care au venit astăzi la ședință, în speranța de a derulca această situație. Tuturor acestora le spun așa, nu vreau, nu țineam neapărat la această funcție de președinte interimar, dar găsisem că e normal să luăm această soluție și din punct de vedere legal și din punct de vedere moral. Nu s-a putut. Eu vă anunț că îmi dau demisia din funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean. Îmi pare un lucru foarte normal, corect, pe toate lucrurile care se face. Vreau să vă anunț că este ultima ședință la care voi participa. Astăzi îmi voi da demisia pentru că, mă scuzați, am emoții. Nu am reușit să fac nimic de când sunt consilier județean. Și nici nu cred că voi reuși să fac ceva. Atunci o să cedez locul viitorului meu coleg, poate va putea să facă mai mult. Eu vă mulțumesc pentru colaborare, mulțumesc și presei, tuturor și succes fiecăruia.